Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Angela Bunța și vă invit la știrile TV8. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Magistrații vor examina mâine demersul procurorilor care cer 30 de zile de arest în izolator pentru medicul de la Institutul Oncologic, reținut acum două zile pentru că ar fi pretins de la o persoană 2000 de euro mită. Între timp au apărut și alte persoane care mărturisesc că au fost impuse să dea mită pentru a beneficia de tratament. Avem detalii la știri. Ședință cu scandal la Consiliul Municipal Chișinău. Aleșii locali de la PCRM, PSRM și Platforma DA au votat pentru cedarea terenului din fața magazinului Universal la un preț de 10 ori mai mic decât cel de piață. Președintele Raionul Fălești a fost lipsit de carnetul de conducere și va munci peste 100 de ore în folosul comunității după ce a fost găsit vinovat că a condus în stare de ebrietate. Contactat de TV8, Sergiu Fântână a declarat că se va conforma deoarece legea este lege pentru toți. Situație tensionată în estul Ucrainei, după ce ieri în țara vecină a fost sărbătorită Ziua Unității, iar conflictul părea să fi fost aplanat pe cale diplomatică. Peste noapte, în zonele separatiste au fost înregistrate schimburi de focuri și bombardamente. Kievul și rebelii proruși se acuză reciproc. Avem detalii în câteva clipe. Medicul de la Institutul Oncologic, reținut acum două zile pentru că ar fi pretins de la o persoană 2000 de euro, riscă să stea 30 de zile în arest, în izolator. Un demers în acest sens a fost depus de către procurori, iar mâine magistrații urmează să ia o decizie. Am vrut să discutăm cu directorul instituției medicale ca să aflăm dacă a fost dispusă o anchetă internă, dar am fost ținuți la ușă. După ce ministra Sănătății a declarat că Institutul Oncologic este campion la capitolul luare de mită, zeci de oameni au comentat subiectul pe rețelele sociale. A acceptat să-și spună experiența trăită în acest spital și o moldoveancă stabilită de ani buni în România. Ludmila Pintilie, jurnalistă moldoveancă stabilită de câțiva ani în România, povestește că în 2009 a fost diagnosticată cu o tumoare. Atunci a făcut mai multe investigații medicale pentru ca în final să ajungă la Institutul Oncologic din Chișinău. Aici jurnalistei s-ar fi spus că trebuie urgent internată și operată, însă cu o condiție care venea din partea medicilor. Mi-au spus atunci clar că va trebui să aducă și medici de la Institutul de Neurochirurgie și că voi avea cel puțin 4 sau 5 medici, fiind vorba de o tumoare undeva în cutia toracică. Și mi-au spus că am nevoie să plătesc fiecare medic în parte, iar medicii vor fi plătiți doar în euro, pentru că așa se achită. În speranța că se va trata, Ludmila a colectat toți banii care îi se cereau, o parte din vânzarea salonului de frumusețe pe care îl deținea pe atunci. În total, operația a costat-o peste 2500 de euro. Atunci, femeia a stat internată în spital timp de câteva luni, după intervenția chirurgicală suportată. Medicul tot venea și mă întreba, ai suma? Ai suma? Zic, da, am suma. Mi-a spus că intervenția e foarte dificilă, nu se știe dacă voi trăi, că pot să rămân cu cutia toracică paralizată și m-au pus să semnez niște acte. Ludmila Pintilie mai spune că pe tot parcursul tratamentului medicii nu i-au spus clar ce problemă a avut de fapt. Abia după externarea aceasta a aflat verdictul de la cunoștințele pe care le avea în rândul lucrătorilor medicali. Am trimis rezonanțe, poze de la rezonanțe, descrierile de la tomografii și mi-au explicat că am avut un fel de fapt lichidul medular care era care ar fi trebuit să fie în coloană, a fost o fisură de la o lovitură mai veche, a fost o fisură în coloană, iar lichidul medular se scurgea în afară și se osifica și nici măcar nu a fost de competența Institutului Oncologic. Pentru că nu moare, să zic, canceroasă. Nu era canceroasă. Nu. Jurnalista a decis să împărtășească ce le-a întâmplat după ce ieri ministra Sănătății, Alana Nemerenko, a declarat că Institutul Oncologic este campion la capitolul luare de mită, fapt reclamat și de alți pacienți cu care am discutat. Declarația ministrei a venit după ce oamenii legii l-au reținut pe șeful secției radiologie, Virgiliu Urechi, acum două zile. Astăzi, procurorii de la CNA au solicitat ca medicul să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar mâine Urechi urmează să fie adus în fața magistrației.
pacienților. Acesta este bănuit de corupere pasivă, mai exact pentru că ar fi solicitat 2.000 de euro pentru a asigura internarea unui bolnav incurabil și a urgenta începerea tratamentului. A mers astăzi la Institutul Oncologic pentru a discuta cu directorul instituției, Ruslan Baltaga, dar nu am fost primiți în birou din motiv că acesta era ocupat și participa la câteva ședințe. Mai târziu, în hol a ieșit juristul institutului, dar care nu a vrut să fie filmat. În discuții, Dino Enache ne-a spus că un alt comentariu la subiect decât cel plasat pe pagina Institutului Oncologic nu va fi oferit. Chiar și așa am insistat să aflăm dacă a fost pornită vreo anchetă internă pe numele medicului reținut și dacă acesta ar putea fi suspendat din funcție, la care juristul ne-a declarat că acest lucru nu ar fi în competența instituției medicale. Prin urmare, nu am reușit să aflăm ce anume întreprinde administrația pentru a preveni acest fenomen de corupție. Dacă va fi găsit vinovat, Virgiliu Urech riscă până la 10 ani de închisoare cu amendă și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de până la 15 ani. Ședința Consiliului Municipal s-a lăsat cu scandal. Cauza este un teren de 1,3 hectare din preajma magazinului Universal, adică din centrul Chișinăului, care a fost vândut proprietarilor centrului comercial cu 2,6 milioane de lei, de 10 ori mai puțin decât ar valora pe piață. Și-au dat votul pentru această tranzacție consilierii socialiști, comuniști și cei de la Platforma DA. În semn de protest, reprezentanții PAS au părăsit sala. Noi, ca consilieri, să nu ne purtăm noi aici și să spunem că avem nu știu, că acolo este un obiectiv care se uită la noi și ne privesc toți cei care au dat vot pentru noi și hotărâm niște întrebări foarte importante ca pământul, că pământul nu ne aparține nouă. Pământul aparține tuturor și noi aici care am venit pe 4 ani de zile, așa de mari naționali suntem, hotărâm orice vrem. Vrem cu nică, cu nică, vrem cu nu știu cât, cu atâta. Evaluarea terenului se conține în decizia instanței de judecată, prin care municipalitatea este obligată să cedeze terenul. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi. Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate și-au acuzat colegii că au înstrăinat terenul la un preț mult mai mic decât ar valora pe piață și că vor contesta decizia în instanță. Acum 3 ani, Curtea de Apel Chișinău a obligat primăria să vândă proprietarilor magazinului terenul și să încheie un contract de locațiune cu agentul economic. Bombardamente în estul Ucrainei, Kievul și rebelii proruși se acuză reciproc de începerea schimbului de focuri asupra teritoriului lor. Autoritățile de la Kiev au respins acuzațiile și au spus că rebelii sunt cei care au tras în soldații ucraineni. Un obuz a lovit o grădiniță, iar mai mulți civili au fost răniți. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat că bombardamentele care au avut loc astăzi dimineață sunt o mare provocare. Я надеюсь, что, ну, то, слава богу, никого не было, да? Да. Я тоже надеюсь. Смотри, дырка, а что, блин? А ну, где-то дырки. Atacul de artilerie a început azi dimineață, după ce separatiștii au acuzat forțele guvernamentale că ar fi deschis focul de mai multe ori, iar în decursul zilei de ieri, un membru al Poliției Naționale din Donețk ar fi fost împușcat de un lunetist ucrainean. Forțele armate guvernamentale au reușit să evacueze civilii de pe raza acțiunilor militare în buncăre. În zona aeroportului Donețk și în unele localități din estul Ucrainei sunt auzite bombardamente, a mai spus un martor de la fața locului. 17 februarie, 10:30 утра, обстрел новой Кондрашовки, перепады света, все такое. Pe rețelele sociale apar tot mai multe imagini și înregistrări în care localnici din estul Ucrainei susțin că în zonă se aud explozii de obuze. În orașul Popasna, Lugansk, un obuz a căzut în curtea liceului, unde erau 30 de elevi și 14 angajați. Potrivit filmărilor postate pe Twitter, astfel de imagini au fost înregistrate în Marinka din regiunea Donețk, dar și în alte localități. 17 februarie. Слышно, да? Всем слышно. Это Марянка. Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a făcut un apel către partenerii internaționali pentru a reacționa la agresiunea Rusiei. În același context, și NATO acuză Rusia că ar fi încercat să obțină un pretext pentru invadarea Ucrainei prin aceste atacuri. We are concerned that Russia is trying to stage a pretext for an armed attack against Ukraine.
It is still no clarity, no certainty about the Russian intentions. Armata ucraineană îi acuză pe separatiști că încalcă acordul de încetare a focului, titrează Digi24. Potrivit surse citate, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate circa 30 de încălcări comise de forțele de ocupație ruse, dintre care două folosind arme interzise de acordurile de la Minsk. Atacurile cu mortiere, lansatoare de grenade și mitraliere grele s-au soldat cu un militar ucrainean și doi civili răniți, mai precizează forțele ucrainene. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că aceste bombardamente sunt o mare provocare. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, președintele Ucrainei a vorbit despre necesitatea unui mecanism eficient de înregistrare a încălcărilor acordurilor de la Minsk. Acesta a mai scris că a discutat la telefon cu președintele Consiliului European și l-a informat despre situația tensionată din estul Ucrainei. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a convocat pentru vineri o reuniune cu participarea celor 57 de state membre, printre care Ucraina, Rusia, SUA și toate țările Uniunii Europene, la care Moscova este invitată să ofere informații în legătură cu activitățile sale militare din estul Ucrainei. Discuțiile despre petrecerea cu 100 de persoane de acum aproape 3 săptămâni s-a mutat în Parlament. Opoziția a cerut audierea conducerii Procuratorii Generale și a Consiliului Superior al Procurorilor, după ce în spațiul public au fost informații că la chef au participat și oameni din sistemul de drept. Propunerea nu a acumulat suficiente voturi, astfel că a fost respinsă. Vorbim de acea vestită, da, ședință în club de noapte de ziua Procuraturii, când peste 100 de procurori s-au baricadat. Astăzi este tras la răspundere penală, cel puțin este în cadrul anchetei figurant de bază, directorul acestui club de noapte, șef de pază. Stimați colegi, este un caz rușinos atunci când ne aflăm în plină pandemie, atunci când guvernarea a declarat starea de urgență. Și este rușinoasă și acea tăcere care o avem din partea conducerii țării și din partea Procuraturii Generale. Să fi fost așa situația, să zicem, în 2018, în 2019, era să asistăm la multiple declarații din partea celor de dreapta, din partea doamnei președinte, însă astăzi nu putem înțelege tăcerea. În această situație solicităm astăzi organizarea audierilor parlamentare, aici în plen, a conducerii CSP-ului, Procuraturii Generale, ca să aflăm de ce au fost încălcate cât regulile pandemice și de ce astăzi se pun presiuni pe alte persoane și nu pe acei organizatori. Totuși, propunerea membrilor Blocului Comuniștilor și Socialiștilor nu a fost susținută și de către majoritatea parlamentară pentru audierea în plenul legislativului a conducerii Consiliului Superior al Procurorilor și Procuraturii Generale. Au votat doar 27 de deputați. Cazul a ajuns în atenția publicului după ce pe unele canale de Telegram a apărut informația că în noaptea de 29 spre 30 ianuarie, de ziua profesională a procurorilor, a avut loc o petrecere la care au participat 10 de procurori angajați ai Centrului Național Anticorupție și judecători. Pentru a opri cheful la fața locului a intervenit poliția, iar administrația clubului s-ar fi baricadat în interior, iar după 3 ore de negocieri, oamenii legii au fost lăsați să intre și au evacuat petrecăreții. Inspecția procurorilor a inițiat o anchetă, iar ulterior a comunicat că niciun procuror nu a participat la petrecere și Centrul Național Anticorupție a negat informațiile, dar și poliția nu a identificat procurori sau judecători printre petrecăreți. Săptămâna trecută, oamenii legii au reținut 2 persoane din administrația clubului. Este vorba despre administratorul și șeful de pază al localului. Aceștia sunt cercetați pentru privare de libertate. Cel puțin 200 de euro pentru o lucrare de licență. Cam atât cer persoanele care se angajează să le scrie. La o simplă căutare pe Google găsești zeci de astfel de anunțuri. Arătați-mi lista de teme și eu o să pot selectez ce vrei. Cam la ce preț ar fi lucrarea? Preț standard de 200 de euro eu pentru lucrare. Cât este de legal, dar și ce spun reprezentanții universităților despre acest fenomen, aflați la știți? Consiliul Concurenției are de astăzi șef nou. Cu votul a 54 de deputați de la PAS, avocatul Alexei Gherțescu a fost numit în funcția de președinte al instituției. După procedura de vot, acesta a depus jurământul în fața legiuitorilor. Eu sunt mare fan de fotbal și o echipă cu care eu țin are sloganul You'll never walk alone, deci niciodată n-ai să mergi singur.
Eu tare sper că eu nu voi merge singur în această funcție și eu contez pe susținerea voastră și eu nu vorbesc doar de anumite fracțiuni sau anumit partid. Noi ieri am discutat că eu am să vin cu propunerea să mă întâlnesc cu reprezentanții tuturor partidelor, tuturor fracțiunilor și eu tare sper că noi vom putea să lucrăm împreună ca să îmbunătățim această instituție. Alexei Ghercescu este licențiat în drept și absolvent al programului de master în dreptul civil. A fost lector la Universitatea Liberă Internațională din Moldova și deține experiență de muncă în cadrul unor companii private. Funcția de președinte al Consiliului Concurenței a devenit vacantă după ce Marcel Răducan și-a dat demisia. Toamna trecută, deputatul PAS Dumitru Alaiba a propus comasarea Consiliului Concurenței și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică într-o singură instituție, conform unor modele ce există în practică europeană, fapt ce nu s-a mai întâmplat. În lipsa creșelor, Parlamentul vrea să convingă companiile mari să amenajeze spații de îngrijire a copiilor mici la locul de muncă. Un proiect de lege ce prevede acest lucru a fost votat astăzi în primă lectură de 81 de deputați. Pentru a fi mai convingători de necesitatea unei asemenea inițiative, câțiva angajați ai Parlamentului și-au adus copiii la serviciu. Timp de o oră, sala de ședință a devenit o mini-grădiniță. Și-a adus bebelușul la Parlament și deputata PAS Marina Morozova, alături de care a fost și Bona celui mic. Doar vom susține proiectul, apoi va merge acasă cu Bona. Dacă nu ai cu cine lăsa copilul, cum o faci? Nu ai resurse să achiți o Bona, cum o faci, doamna deputat? Astăzi venim cu un proiect de lege care permite angajatorilor să adapteze un spațiu pentru îngrijirea copiilor la locul de muncă. De altfel, mai mulți deputați din PAS au apărut astăzi la Parlament cu copiii în brațe. Decizia aleșilor poporului de a-și aduce micuții la serviciu a fost în contextul prezentării unui proiect de lege prin care agenții economici mari sunt îndemnați să amenajeze spații pentru îngrijirea copiilor, chiar în cadrul companiilor. La moment avem un deficit major de locuri de creșă, fapt care pune în dificultate foarte multe familii. În asemenea condiții, mulți tineri părinți se confruntă cu o reducere semnificativă a venitului familiei în primii ani de viața copilului și întâmpină dificultăți financiare împovărătoare. Autorul proiectului, deputatul Dan Perciun, își propune ca pe viitor legea să fie modificată astfel încât să fie reglementată profesia de bonă, iar angajatorul care nu își poate permite să amenajeze locuri speciale pentru bebeluși să ofere etichete de creșă angajaților cu copii mici. Subiectul a fost primul de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. În timp ce documentul era dezbătut în plen, unii micuți dădeau semne de plictiseală. Deputata Zinaida Greceanu le-a recomandat părinților să plece, amintindu-le de restricțiile pandemice. Văd în sală mai multe mamici, tătici, tineri cu copii mici. Omicronul nu s-a terminat, pandemia nu s-a terminat. Haideți să-i protejăm, noi cuvorum avem oricum, haideți să le dăm voie să plece acasă și să aibă grijă de copii, cel puțin pentru ziua ședinței de astăzi. În cele din urmă, inițiativa legislativă a fost susținută de aproape toți deputații prezenți la ședință. După votarea în primă lectură, președintele Parlamentului le-a sugerat deputaților care și-au adus copiii că a venit timpul să părăsească plenul. Felicitări! Mulțumim părinților, mămicilor, tăticilor și principalul, cei mai scumpi și cei mai importanți, iubirile noastre, să creșteți mari, acum la mâncare probabil, la masă și după aia la culcare. Am încercat să aflăm și opinia unor companii în legătură cu această inițiativă, însă reprezentanții au evitat să se expună deocamdată. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2019 numărul femeilor cu copii de până la 6 ani încadrate în câmpul muncii a fost de 39%, comparativ cu peste 60% pentru bărbați. Găsit vinovat pentru că a condus în stare de ebrietate, Sergiu Fântână, președintele raionului Fălești, a fost condamnat la muncă în folosul comunității. În total, el trebuie să execute 134 de ore. Pe lângă asta, instanța a decis să-i fie retras permisul de conducere. Este decizia Curții de Apel Bălți, care astfel a menținut decizia judecătoriei Bălți. Contactat de TV8, Sergiu Fântână a declarat că se va conforma. Nu comentez, un singur lucru îți pot spun, că legea e una pentru toți și asta. Dar ați încălcat-o.
Asta deja instanța și-a constatat. Președintele raionului este gata să se prezinte la biroul de aprobațiune ca să înceapă ispășirea pedepsei. Dar vi s-au spus ce ore aveți neremunerate? Da, rămâne să merg la probatoriu și vedem deja, ei o stabilească. Jurnaliștii de la Nord News l-au surprins de două ori pe Sergiu Fântână, urcat aparent băut la volanul automobilului de serviciu. În primul caz, a fost în seara zilei de 24 noiembrie, atunci când și-a sărbătorit ziua de naștere. Deși a verificat cazul, Inspectoratul de Poliție Fălești a declarat că nu poate demonstra vinovăția acestuia, în timp ce echipa de filmare susține că a simțit un miros puternic de alcool din interiorul mașinii. Cu nasul simt. Simt un miros puternic de alcool. Aveți un nas de simt destul de puternic, dacă vă referiți la asta. La 4 luni de la incident, Sergiu Fântână a fost stopat de polițiști, dar a refuzat testarea alcoolscopică la fața locului. În schimb, a fost condus de polițiști la Spitalul Clinic Bălți, unde au fost prelevate probele biologice. Dumneavoastră a consumat careva bărturi spiritoase? Nu, n-am consumat. N-am consumat. Sunteți de acord? Treceți test? Potrivit curții de apel Bălți, decizia motivată se va pronunța în ședință publică la data de 23 martie, iar decizia judecătoriei Bălți va deveni executorie odată ce va ajunge în adresa biroului de aprobațiune Fălești. Mai e puțin până la finele anului universar, iar studenții din ultimul an de studii au o preocupare, lucrarea de licență. Și în timp ce unii muncesc din greu și dau dovadă de implicare, pentru alții asta nu mai este de mult o problemă. La o simplă căutare pe Google găsești persoane și companii gata să te ajute. Deși prețul unei lucrări începe de la 200 de euro, se pare că aceștia nu duc lipsă de cereri. Ba mai mult, ei își asigură potențialii clienți că de-a lungul timpului au scris multe lucrări și deja au experiență. De cealaltă parte, universitățile luptă cum pot cu fenomenul de plagiat și cumpărarea tezelor gata fabricate. Ne-am dat drept studenți astăzi și am sunat la câteva persoane care se ocupă de scrierea lucrărilor de licență la comandă. Așa am aflat că prețul pentru astfel de lucrare pornește de la 200 de euro în funcție de specializare și subiectul ales. Timp de 2 luni însă lucrarea va fi gata, ne-au dat asigurări aceștia. Prețul așa în general la jurnalism e 250 de euro. Deja, na, vedeți când aveți o temă. Dacă ceva ne contactați. Oricum trebuie să luăm legătura cu colaboratorul, să vedem dacă e disponibil. Dar ele de cine sunt făcute? Adică e o persoană din credere? Păi da, deja de mulți ani colaborăm cu colaboratorii noștri, deja de mulți ani am făcut multe lucrări. Cu puțin noroc și studenții de la medicină au șanse să găsească pe cineva care să le scrie lucrarea. Totul depinde de subiectul ales. Ne-a spus o altă persoană contactată. Mai mult pentru început trebuie să achităm doar 40 de euro. Restul sumei o putem da atunci când vom lua lucrarea gata scrisă. Arătați-mi lista de teme și eu o să pot selectez ceva. Cam la ce preț ar fi preț lucrarea? Preț standard de 200 de euro eu pentru lucrare. Le faceți dumneavoastră pe toate, da? Da, eu le fac personal. De cealaltă parte, managerii universităților ne-au spus că fac tot posibilul să combată plagiatul și furtul intelectual. Cei de la Universitatea de Stat din Moldova și de la Academia de Studii Economice ne-au spus, de exemplu, că au un soft prin care sunt verificate toate lucrările, iar cele care depășesc un anumit grad de similitudine sunt respinse. Persoana responsabilă de la facultate încarcă în sistem lucrarea și primește, după analiza acestea, în baza algoritmilor care se folosesc pentru verificare, primește raportul care indică cantitatea sau gradul de originalitate. Reprezentanții instituțiilor de învățământ superior recunosc faptul că unii studenți apelează la serviciile celor ce fabrică lucrări la comandă, dar spun că încearcă să îi depisteze prin întrebări și verificarea pe parcurs a lucrării. De dialog cu studentul foarte repede determin dacă el este autorul produsul pe care îl prezintă în calitate de licență sau nu este el. Și atunci aceasta este misiunea conducătorului tezei de licență sau de master, care este într-un contact permanent cu studentul. Noi luăm în considerare faptul că există asemenea oferte pe piața din Republica Moldova. Oricând, dacă există cereri pentru ceva, apare neapărat și oferta. Motiv din care noi, pentru în fiecare an, se fac modificări la lista de teme care sunt propuse.
Studenții de la Universitatea de Medicină au la dispoziție 2 ani pentru a-și scrie lucrarea de licență, ne-au spus reprezentanții instituției, iar pentru a preveni plagiatul, fiecare student are o temă nouă care nu a mai fost abordată anterior. În plus, lucrările de licență ale studenților sunt verificate aleatoriu, tot printr-un soft special, ne-a spus prorectorul pentru activitate didactică a USMF. Cât despre tezele la comandă, Olga Cernețchi nu prea crede că cineva s-ar încumeta să scrie o lucrare în domeniul medicinei. Nu știu cine s-ar apuca să scrie o teză în domeniul medical, stomatologic, farmaceutic, nefiind specialist. Noi n-am auzit că să fie în Republica Moldova companii care s-ar apuca să scrie tezele în domeniul medical. În fața camerei și studenții au fost exemplari. Cei cu care am vorbit astăzi ne-au spus că și-au scris singuri lucrările de licență și nu văd de ce ar achita sume de bani atunci când cunosc bine meseria. Aș merge niciodată pe această variantă, să achit bani pentru a cumpăra teza de licență, mai ales când știu că am capacitățile de a o scrie. Cunosc persoane care au cumpărat-o la universitate și au achitat între 350 și 700 de euro. Că nu este rezonabil să faci 6 ani de medicină ca la final să achizi 200 de euro pentru un lucru care ar trebui să fie așa, adică ar trebui să știi ce să scrii, nu? Contactat de TV8, avocatul Teodor Cârnaț a declarat că acesta este un subiect sensibil și e greu de spus dacă studentul care cumpără lucrarea de licență și persoana care o scrie sunt pasibili de pedeapsă. Dar cu siguranță lucrarea cumpărată poate fi anulată. Un articol care i-ar interzice lui să-și vândă muncă intelectuală, cam nu vom găsi în codul penal. În ce măsură cel care recurge la cumpărarea tezei de licență sau de master e pasibil de a fi atras la răspundere. La Universitatea de Medicină, ultimul caz depistat de plagiere a avut loc în 2019. Lucrarea respectivă a fost respinsă, iar studentul a avut posibilitatea să-și aleagă altă temă și să scrie licența în următorul an. O familie de agricultori a doborât recordul pentru cea mai mare căpșună din lume. Unde a fost crescută și cât cântărește căpșuna care a intrat în cartea recordurilor, vă spunem la știri. Rusia vrea să fortifice consulatul mobil care activează în stânga Nistrului fără acordul autorităților moldovenești. Despre aceasta a anunțat viceministrul rus de externe Andrei Rudenko în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o alături de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Demnitarul rus a menționat că în curând la consulat ar urma să ajungă un grup de funcționari pentru a deservi cetățenii din stânga Nistrului. Din datele prezentate s-au acumulat 14.000 de cereri care trebuie examinate. Rândurile s-au format după ce pretinsul punct consular și-a închis ușile din cauza pandemiei. Intenția rușilor de a consolida capacitățile așa numitului consulat a fost criticată de Ministerul de Externe de la Chișinău. Andrei Iurici potvrdil poziția ministra inostranных дел Российской Федерации, что данная проблема, ну, в скором времени, я так понимаю, будет решена, и сюда должны приехать дополнительные кадровые сотрудники для решения, в принципе, и уменьшение данной очереди. Мы считаем, что в ближайшее время уже решение на уровне МИДа принято, что сюда подъедут дополнительные технические сотрудники, которые помогут справиться вот с накопившимся объемом работы, связанной с продлением паспортов, и с легализацией, может быть, и с каким-то нотариатом. De cealaltă parte, Ministerul de Externe de la Chișinău a criticat declarațiile făcute de viceministrul rus în condițiile în care consulatul mobil de la Tiraspol funcționează în afara legii. Ministerul de Externe consideră regretabile declarațiile oficialului privind intențiile de a consolida capacitățile așa numitului punct consular mobil de la Tiraspol, care activează fără acordul autorităților moldovenești. Ținem să reamintim părții ruse despre necesitatea conformării stricte cu rigorile convențiilor de la Viena cu privire la relațiile diplomatice și relațiile consulare.
Conferința celor doi a fost comentată și de fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Victor Osipov. La Tiraspol a pozat demonstrativ pe fundalul steagului regimului separatist, a tratat nerecunoscuta RMN ca pe un subiect egal și în discurs și protocolar. Este o insultă la adresa Republicii Moldova și a diplomației în general, după ce la Chișinău a fost primit cu tot respectul, consideră diplomatul. Vizita viceministrului afacerilor externe al Federației Ruse, Andrei Rudenko, în Republica Moldova a început la Chișinău. Demnitarul rus a fost primit și de ministrul Nicu Popescu. Diplomații au discutat despre procesul de reglementare a conflictului transnistrian și despre reluarea negocierilor în formatul 5+2. Chișinăul a transmis repetat necesitatea retragerii trupelor ruse și evacuarea, distrugerea munițiilor stocate la depozitul militar de la Cobasna. L-a identificat pe bărbatul care ar fi încercat acum câteva zile să ademenească în mașina sa câțiva minori. Potrivit oamenilor legii, bărbatul de 36 de ani nu și-a recunoscut vinovăția și a comunicat organelor de drept că nu a avut asemenea intenții. Poliția stabilește acum toate circumstanțele, iar persoana suspectată este audiată. În context, oamenii legii recomandă părinților să discute și să atenționeze copiii, să nu primească cadouri sau bunuri de la străini, să nu intre în discuții cu persoane necunoscute, iar în cazul acostării acestora de către persoane necunoscute, să apeleze la ajutorul adulților din imediata apropiere, să se retragă în locuri aglomerate, să intre în orice local și să solicite ajutor. De asemenea, să nu urce în mijloace de transport privat ale persoanelor pe care nu le cunosc și să nu deschidă niciodată ușa străinilor, chiar dacă aceștia spun că sunt trimiși de părinți. Efectele infecției cu COVID-19 în rândul copiilor s-au multiplicat odată cu noua mutație a virusului Omicron. Dacă până nu demult, în majoritatea cazurilor, copiii sufereau de complicații ale sistemului respirator, de curând în 30% din cazuri ei suferă și de tulburări digestive. Chiar dacă cei mai mulți dintre ei nu fac forme grave ale bolii, doctorii atenționează că urmările în cazul celor mici pot fi destul de neașteptate. Durata tratamentului variază în funcție de caz. Unii se vindică în 6 luni, iar alții au nevoie de mai mult de un an. În prezent, 85 de copii sunt internați la tratament în cele 4 secții destinate tratamentului COVID-19 la Institutul Mamei și Copilului din Capitală. 7 dintre ei au fost transferați deja în secția de pneumologie pentru tratament post-COVID. Tot acolo se tratează de curând și acest băiețel de doar 6 luni. Mama sa spune că la început nici nu a înțeles că ar fi vorba de acest virus. Eu am început tare să auze de ce ea nu putea răsufla normal. Febră nu a avut, nu pentru că era foarte tare răsuflația, era grea. Iar Delia, care are un an și jumătate, a fost infectată împreună cu mama sa, ambele cu COVID-19. Nu mi-am dat seama că sufri de COVID. Ne-am dat seama că are temperatură mai întâi de toate. După care am venit la staționar, s-a început cu febră, după care probleme digestive. Din experiența acumulată, medicii spun că cel mai des în secțiile de terapie intensivă ajung copiii cu vârsta de până la un an. Manifestă insuficiențe respiratorii, respiră des, mamele ne spun că aud respirație zgomotoasă, iar primul lucru pe care îl facem este măsurăm saturația oxigenului și atunci când avem cifre scăzute, aceasta este o indicație, una din indicațiile pentru a plasa copilul la oxigen. Sunt aparat. Este oxigen, este mai ce pe loc, vin și fac radiologia. Medicii specialiști spun că mai nou s-a stabilit că virusul Omicron afectează în special sistemul digestiv la copii, incidența fiind de 30% din numărul total al cazurilor. Tulburările digestive se manifestă prin vomă și diaree repetată, deshidratare, lipsa poftei de mâncare și pierderea în greutate. În cazul copiilor, COVID-ul poate afecta și sistemul nervos central. Această afectare se expune recuperării la etapele post-COVID mult mai complicat, întrucât celulele nervoase nu au o capacitate de regenerare așa cum se produce în cazul afectării pulmonare. Iar procesul de recuperare este mult mai complicat în cazul copiilor care suferă de anumite comorbidități și care au suportat pneumonie la etapa infecției cu COVID. Durata tratamentului poate fi de 6 luni sau chiar de un an. În funcție de caz, atenționează specialiștii în sănătate. Vorbisem despre comorbidități și aș menționa un grup de
de copilași care suferă de displazie broncopulmonară. Ăștia sunt copiii care au fost la etapa primilor luni, s-au născut prematuri. Copiii prematuri cu displazie broncopulmonară sunt expuși unor afecțiuni mai grave a plămânilor. După externarea copiilor din secțiile de boli infecțioase, medicii le recomandă părinților să meargă la reexaminare cu copiilor pentru a se asigura de sănătatea acestora. Cele mai multe cazuri de COVID-19, în jur de 170, au fost înregistrate la Institutul Mamei și Copilului la sfârșitul lunii ianuarie, început de februarie curent. În prezent, în cele patru secții ale instituției sunt internați 85 de copii la tratament COVID. În următoarele două zile, odată cu descreșterea numărului de cazuri, una dintre cele patru secții va fi închisă. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt puternic. Aceasta este valabilă pe tot teritoriul țării și a intrat deja în vigoare. Vântul va continua să bată până mâine seară. În aceste condiții sunt posibile întreruperi temporare ale curentului electric. Oamenii sunt îndemnați să evite cablurile electrice căzute, dar și zonele cu arbori, întrucât din cauza vântului s-ar putea rupe crengi. Potrivit meteorologilor, în următoarele 24 de ore, temperatura aerului va ajunge până la 10 grade Celsius. Pe timp de zi. Noaptea, termometrele vor indica în jur de 0 grade. La nord se prevede lapoviță, la sud și centru ploi. Au bătut un tânăr în plină stradă, i-au furat bunurile, dar când au dat să fugă de la fața locului și-au accidentat mașina. În tâlhărie au fost implicați doi tineri din capitală. Potrivit poliției, aceștia au deposedat victima de portmoneu și de geacă. După ce au furat bunurile, au urcat în mașină și au luat-o la goană. La scurt timp au accidentat automobilul intrând într-un copac, așa că l-au abandonat și au fugit. Făptașii au fost reținuți pentru 72 de ore. În cadrul audierilor și-au recunoscut vina. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 10 ani de închisoare. Pilotul unui avion ușor și-a pierdut viața după ce a intrat cu aeronava într-un camion care circula regulamentar pe autostradă din Carolina de Nord. Din primele informații aflăm că aeronava abia decolase de pe aeroportul din apropiere. Accidentul neobișnuit s-a petrecut miercuri după amiază. După impact, șoferul camionului a fost dus la spital, unde a fost tratat pentru câteva leziuni ușoare. Imaginele surprinse la fața locului după incident arată dimensiunile pe care le-a avut impactul și consecințele acestuia. Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili cauzele incendiului. O familie de agricultori din Israel a doborât recordul pentru cea mai mare căpșună din lume găsită vreodată. Căpșuna, care a intrat în cartea recordurilor, are o lungime de 18 cm, o circumferință de 34 de cm și cântărește aproape 300 de grame. Ascultă tot. Căpșuna uriașă este din soiul ilan dezvoltat de către Organizația de Cercetări Agricole din Israel. Acest soi este recunoscut pentru că produce fructe mari. Căpșuna, care a intrat în cartea recordurilor, are o lungime de 18 cm, o grosime de 4 cm și o circumferință de 34 de cm. Proprietarii plantației spun că au avut anul acesta 4 căpșuni uriașe, însă doar una dintre ele a depășit recordul mondial de 250 de grame, stabilit pe 28 ianuarie 2015 în Fukuoka, Japonia. Familia crește căpșuni de peste 40 de ani și aceasta este cea mai mare căpșună găsită vreodată. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. După știri urmează rubrica Sport, Business, apoi la ora 20, nu pierdeți Cutia Neagră cu Mariana Rață. Vă invit să accesați și site-ul tvo.md. Dacă dețineți informații despre care vreți să facem știri, lăsați-ne mesaje pe Facebook sau Telegram. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!